scrie în Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, citim din Epistola către Romani, de la capitolul 11, de la versetul 33 și până la 36. Romani, capitolul 11. O adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu pentru această seară. Cuvânt care ne aduce un pas mai departe în șirul nostru de mesaje despre doctrina creștină. Dacă vă uitați cu atenție în buletin, așa, cu litere mici, putem vedea că suntem la al 8-lea mesaj în direcția aceasta. Un mesaj despre providența lui Dumnezeu. Noi, ca și creștini, nu-i urmăm pe aceia care spun că Dumnezeu a creat toate lucrurile, iar apoi le-a lăsat să meargă singure. De asemenea, nu-i urmăm nici pe aceia care zic că Dumnezeu e în toate lucrurile. Și în pom, și în animale, peste tot. Noi urmăm nici pe unii, nici pe alții. Noi suntem din aceia care credem că Dumnezeu a creat tot ce se vede și tot ce nu se vede. Iar coroana creației sale este omul, bărbat și femeie. Întrebarea de lucru în seara aceasta este următoarea. Dacă Dumnezeu a creat tot ce există în 6 zile și în a 7-a s-a odihnit, ce-a făcut săptămâna viitoare? Ce-a făcut luni? Marți? Și așa mai departe. Răspunsul este următorul. El păstrează, conlucrează și stăpânește asupra creației pe care a adus-o în existență. Într-o cojă de alună, acesta este mesajul în această seară. Dumnezeu nu și-a abandonat creația sa. Chiar dacă omul și-a abandonat Creatorul, Creatorul nu și-a abandonat creația. Cuvântul pe care l-am citit este un cuvânt care caută să cuprindă cât de dificilă este această întrebare. Relația dintre Dumnezeu și lume. Unde-i Dumnezeu când toate merg bine? Unde-i Dumnezeu când toate merg rău? Unde-i Dumnezeu când cineva vine pe lume sau când cineva pleacă din lume? Cu aceste întrebări te frămânți la orice vârstă. În fiecare zi.
raportează El la noi. La nivel popular, poți auzi tot felul de explicații. Și poți găsi tot felul de încercări de a-L manipula pe Dumnezeu. Lucrul de acest gen nu ne interesează. Nu stăruim asupra lor. Nu le luăm în discuție. În schița pe care o aveți în buletin, puteți vedea cele trei texte importante în această seară. Apocalipsa 4, Fapte 17 și Romani 11, textul pe care l-am citit. Pe toate le știți pe din afară. În Apocalipsa 4, cu 11, spune așa: prin voia ta stau în ființă toate. Fapte 17 spune așa, că în El avem viața, mișcarea și ființa. Iar în Romani 11, în textul pe care l-am citit, aflăm: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Cât de bine sunt înșurubate aceste concepte în mintea mea. Omul tinde să se bazeze mai mult pe ajutorul lui Dumnezeu când e slab. Când e sărac. Când e bolnav. Când e singur. Omul tinde să neglijeze prezența lui Dumnezeu, ajutorul și intervenția lui Dumnezeu când e sănătos. Când e tânăr. Când crezi, când ai impresia că toate sunt deschise înaintea ta și toate sunt posibile, să știi că asta e numai o impresie. Noi nu trăim în lumea pe care am confecționat-o noi. Nu. Noi trăim în lumea pe care a creat-o și pe care o conduce Dumnezeu. Așa ceva uneori acceptăm mai ușor, iar alte ori ne împotrivim. Acesta este adevărul despre noi toți. Despre noi toți. Avem versete în Scripturi care ni-l arată pe Dumnezeu făcând promisiuni. Poate cel mai cunoscut este legământul pe care îl face Dumnezeu cu Noe. După potop, după ce s-au nimicit toate și au rămas numai cei din corabie, Domnul îi face lui Noe o promisiune. Și găsiți promisiunea în cartea Geneza la capitolul 9. Promisiunea spune următorul. Niciodată pământul cu ce este pe el nu va mai fi distrus prin apă. Niciodată. Aceasta e promisiunea pe care ți-o fac. Și ca semn a acestei promisiuni, acestui legământ, curcubeul. Când îl voi vedea, îmi voi aduce aminte de promisiunea aceasta. Acest text este un exemplu care ni-l arată pe Dumnezeu având grijă de creația sa. De om, de animale, de viețuitoare, de pământ. Avem alte texte în cărțile în cartea psalmilor. Texte care vin și subliniază că în ceea ce a făcut Dumnezeu, lucrurile merg într-o anumită ordine. Ziua ține 24 de ore. O parte e luminoasă, o parte e întunecată. Asta nu se schimbă.
Anotimpurile vin an după an. Nu există an în care să se sară. Așa a lăsat Dumnezeu să decurgă istoria. E un semn al faptului că e implicat, că are grijă, că veghează. La acest punct, versetul cel mai cunoscut e cel pe care îl spune Mântuitorul. Niciun fir de păr nu cade nimănui fără să știe Tatăl. Nici o vrabie nu cade fără să știe Tatăl. Dacă te uiți și vezi cât de frumos sunt crinii de pe câmp, Tatăl știe și asta și de fapt este lucrarea Lui. El i-a îmbrăcat să fie așa frumoși. Cu alte cuvinte, într-un mod pe care îl pricepem foarte puțin, Dumnezeu este implicat până la acest nivel în legătura sa cu creația sa. Atât de aproape, atât de profund, atât de mult, hai spune, o vrabie, mare lucru, o floare, până la acel nivel, Biblia enunță purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Asta, în termeni generali, la scară generală, la nivel global. Dar Scriptura mai amintește ceva la nivel particular. Dumnezeu îi are în vedere pe ai Lui. Deși El este Creatorul tuturor, El este Tatăl numai pentru unii. Pentru cei care intră în familia Lui ca urmare a primirii Fiului care a fost trimis. În această privință, în Biblie, în Noul Testament, sunt două texte. Unul e în Roman 8, celălalt este în Roman 5. Unul e de bine, altul e de rău. Știți ce scrie în Roman 8? Poate cel mai dar text din Scripturi. 8:28. Toate lucrează împreună spre bine. Binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Asta e un text de bine, nu? Dar este unul de rău. Dacă citești Roman 5 de la 3 la 5, acum vei vedea următoarele lucruri. Vine și încercarea. Vin și greutățile peste noi. Dar încercarea lucrează răbdare. Și așa ajungem la nădejde. Și cele care îmi plac sunt spre bine și cele care nu îmi plac sunt tot spre bine. Uneori pot să explic asta, alteori nu pot. Dar ceea ce vreau să subliniez este următorul aspect. Și Roman 8:28 și Roman 5:3 spune, știm. E ceva ce trebuie să accepți cu mintea, chiar dacă simți altfel. Acest lucru este foarte important. Pentru că adesea te vei uita la situație și nu vei vedea că merge spre bine. Scriptura spune că știi, nu că vezi. Sau că simți. Sau că pricepi. Nu. Nici unul dintre astea nu se aplică. Știm. Încet, încet ne dăm seama cam în ce ne băgăm. Nu? Dacă Scriptura vorbește în felul acesta, ce trebuie să fac eu? Dacă Dumnezeu conduce istoria
Uneori într-un fel în care eu înțeleg, alteori într-un fel în care nu înțeleg, nici nu simt. Ce se așteaptă de la mine? Care-i partea mea? Lucrul cel mai important în privința aceasta nu apare în buletin. Trebuie să-l adăugăm. Noi trebuie să trăim în permanență potrivit cu ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit. Asta e cel mai important lucru. Când te întrebi la tinerețe, la bătrânețe, ce vrea Dumnezeu de la mine? Îmi vin imediat în cap două, trei texte, nu? Dumnezeu vrea ca eu să fiu sfânt. Dumnezeu vrea ca eu să fiu mulțumitor. Dumnezeu vrea ca eu să cred în El. Despre fiecare din aceste lucruri ni se spune în Biblie că e voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Așa? De așa ceva nu te lași oriunde ai fi. Ori prin ce ai trece. Mulțumire, credință și sfințire. Astea nu se negociază. Asta este voia lui Dumnezeu, indiferent dacă eu dau seama de asta, dacă îmi place, dacă nu îmi place, dacă vreau sau dacă nu vreau. Asta cere El. Mântuitorul vine și face asta specific de tot. Căutați mai întâi împărăția cerurilor. Iar celelalte vi se vor da pe deasupra. Astea nu apar în buletin. La partea mea. În schimb, apare ceva ce vine să te ajute să vizualizezi. Să legi cu viața. Toți știm cine e Mardoheu, nu? Mardoheu este un unchi. Unchiul unei împărătese. Al Estera. Mardoheu e într-o țară străină. Estera este într-o țară străină. Împotriva poporului său se naște o uneltire care este gata, gata să fie dusă la împlinire. O uneltire de exterminare. Un genocid. Evreii trebuie nimiciți. Și ei aud despre lucrul acesta. Și acest om, despre care nu știm foarte multe, stă și pune lucrurile unul lângă celălalt. Și știi ce spune el în Estera 4 cu 14? Hai să citim exact. În Scriptură găsim acele cuvinte la pagina 516. Ascultați. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterii. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și acum fiți foarte atenți. Și cine știe? Dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Omul acesta caută, uitându-se în urmă, să înțeleagă ce se întâmplă în prezent. El nu-i sigur. El spune, cine știe? El îi cere să facă ceva ce aproape sigur duce la moartea împărătesei. Să intre la împărat fără să fie chemată. Ce face Estera? Ascultați răspunsul lui. Estera a trimis să spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine. Acest exemplu are darul de a ne ajuta să descifrăm
felul în care Dumnezeu poartă de grijă poporului său. Pe Mardoheu l-a ajutat o înțelegere a trecutului. A văzut cum s-au perindat evenimentele, cum Ester a ajuns împărăteasă și dintr-o dată s-aude despre uneltire. Și el dă o explicație probabilă la voia lui Dumnezeu. Și spune, cine știe? Dacă nu, pentru această situație atât de grea, tu ai ajuns în locul în care ai ajuns. Și nu știm ce urmează. Prin Estera, Dumnezeu scapă poporul. Care este învățătura la nivel de principiu pe care noi o extragem de aici? Când cauți să înțelegi felul în care se raportează Dumnezeu la creația sa. Dacă te uiți în prezent, în cel mai bun caz, poți intui lucrul acesta. Dacă te uiți în trecut, poți pricepe lucrul acesta. Dacă te uiți în viitor, știi doar lucrurile pe care ți le-a promis. Aceasta este mentalitatea lui Mardoheu. Sunt situații și toți puteți depune mărturie în privința lor. Când eu am vrut ceva, dar Dumnezeu a vrut altceva. Pavel scrie la începutul epistolei către Romani, de așa de multe ori am vrut să vin la voi, dar n-am reușit. N-am reușit. Rugați-vă să vină o împrejurare potrivită și să ajung la voi. Când citești finalul cărții Faptele Apostolilor, capitolul 28, vezi planul lui Pavel, cum a vrut să ajungă la Roma și cum s-a împlinit acel plan. El a crezut că ajunge la Roma, cum a ajuns în Corint. Sau la Atena. Liber împreună cu oamenii lui, acum slujiți voi, eu fac corturi și tot așa. Dar s-a întâmplat cu totul altfel. El a ajuns la Roma prizonier. Închis, în lanțuri. Uneori, una vreau eu și alta vrea Dumnezeu. Caută să accepți lucrul acesta. Știu că ți se știrbește inteligența și mândria și multe altele, dar cu cât accepți mai repede, cu atât e mai sănătos pentru tine. Dacă te uiți în urmă în viața ta, la momentele de cotitură, la răscruci, ai luat o hotărâre sau alta și după o lună, două, trei, un an îți dai seama, măi, dar n-a fost cea mai bună. Ce faci? Te poți încăpățâna să nu accepti? Sau poți să spui, Doamne, ce ai vrut Tu a fost mai bine. Și pe unde ai mers Tu, mă duc și eu. Problema rezolvată. Să se limpezește sufletul. Să se eliberează inima. Și poți urma pe Dumnezeu din plin. Așa poți să ajungi să împlinești ce scrie în Filipeni 4:16. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna pentru toate lucrurile. Ai lucruri în viața ta cu care nu ești împăcat. Ai? Ai așa lucruri care sunt subiect de ceartă între tine și Dumnezeu. Nu-L pot
uitat că acum 2-3-10 ani n-a ieșit cum am vrut eu. Sau s-a întâmplat ceva și nu pricep. Și mă cer cu el de atunci. Fii suficient de înțelept, aș spune chiar abil, și recunoaște că tu poți atât, tu pricepi atât, tu știi atât, iar el știe de nu putem cuprinde. Și ce a făcut el, ce a hotărât el, e mai bine decât ce am vrut sau ce am hotărât eu. Întotdeauna e așa. Întotdeauna. Eu văd, așa, câțiva metri în față. El vede până în veci. Cine știe mai bine? E clar. Haideți să încheiem acest mesaj cu un studiu de caz. Cu toți știm cine este Iosif în Biblie, în Vechiul Testament. Iosif este băiatul lui Iacov. Dar este un fiu privilegiat. Asta a fost greșeala lui Iacov. Că a făcut deosebire între fiii lui. Pe unul l-a protejat, l-a îmbrăcat într-un anumit fel, iar pe ceilalți a prins la lucru. Așa a greșit tata, dar și Iosif greșește. Domnul îi dă niște visuri. Stelele cad și se închină înaintea soarelui. Snopii se pleacă și se închină înaintea unui snop pe care l-a adunat el. Și el vine cu aceste visuri adevărate și se laudă cu ele. Ce se întâmplă? Nu uitați, Iosif a avut parte de la Dumnezeu de descoperire specială. Prin aceste două vise, Dumnezeu i-a arătat ceva ce urmează. Pe moment, el s-a lăudat cu asta. Iar frații lui au început să-l urască. Ce urmează în viața lui? Frații merg cu turmele, Iosif e trimis cu mâncarea, când ei îl văd venind, fac un plan să scăpăm de făuritorul de visuri. Vor să-l omoare, se răzgândesc, în final îl vând. Cam tu să-ți imaginezi. Fratele tău, din casa ta, te vinde în robie, în sclavie, într-o țară păgână. Ce să putea cuibări în inima acestui băiat? Să poate certa cu Dumnezeu toată viața. Ce se întâmplă aici? Nu mi-ai spus că snopul meu stă în picioare, iar ale lor se închină înaintea snopului meu? Ce se întâmplă? Uite, e exact invers. Ei liber, eu rob. Ei cu părinții, iar eu în Egipt. Nu găsim asta niciodată din partea lui Iosif. Niciodată. Ajunge rob. Ajunge să fie ispitit de femeia lui Potifar. Ajunge să fie închis. Pentru că femeia a mărturisit împotriva lui o minciună. Cam ce credeți că clocotește în inima acestui băiat? Ce ai fi făcut tu? Ce i-ai fi spus așa de dulce Domnului? Ce i-ai fi spus? Sau ălora care erau cu tine în temniță? Cât te-am părțit? Câte mi s-au întâmplat? Cine am fost și cine am ajuns? Nu găsim așa ceva din partea lui Iosif. Din potrivă, când el aude visele celor doi, cel cu pâinea și cel cu vinul, el de la Dumnezeu primește lumină și dă explicația.
Istoria continuă, frații ajung la mâna lui Iosif. Ce face Iosif? Dacă citești Geneza 50 cu 20, vei găsi textul cel mai clar din tot Vechiul Testament în privința înțelegerii voii lui Dumnezeu. Știți ce scrie acolo? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Ce anume l-a ajutat pe acest tânăr? Să nu se certe cu Dumnezeu, să nu cadă în păcat, să nu țină ură pe frații săi. Băiatul acesta a avut în tinerețe niște visuri. Și s-a ținut de ele. Asta în primul rând. În al doilea rând, când a ajuns vândut, s-a păstrat curat. Aceste două lucruri l-au ajutat pe el să înțeleagă ce face Dumnezeu cu viața lui. Și dintr-un băiat răsfățat a ajuns cel mai puternic om din lume. Până acolo că a cumpărat pentru faraon toate animalele Egiptului, toți locuitorii Egiptului și tot pământul Egiptului. El era administratorul lor. El. Pentru că, așa cum spune Scriptura, Dumnezeu a pus în el un duh de înțelepciune deosebită. Și Iosif înțelege purtarea lui Dumnezeu de grijă când se uită înapoi. Și spune adevărul. Voi, fără îndoială, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Știți care e lecția? Nu omul are ultimul cuvânt, ci Dumnezeu are ultimul cuvânt. Când pleci acasă din locul acesta în această seară, ține minte măcar aceste două lucruri. Voia lui Dumnezeu care deja s-a descoperit în Biblie, leagă-o de inima ta. Și doi, luptă-te, păzește-te să te ții curat. Dumnezeu îți luminează mintea și te ajută, chiar dacă ajungi ispitit, vândut, în temniță. Dumnezeu te ajută să pricepi. Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le împărtășim în această seară cu noi toți. Este providența lui Dumnezeu.